campioni am fost, campioni vom fi, până vom muri. Campioni? Te au București. Din ce? Din Berceni. Nu? Da. A, de cântec al galeriei. Noi, tată, campioni am fost, campioni vom fi, până vom muri, Steaua București, Gigi Becali, scoasta cu asta. Dar asta nu înseamnă că noi ce, ca să fim campioni, ce trebuie să facem acum? Păi trebuie să o scoatem pe Botoșani, de pe locul 6. Deci trebuie să câștigați toate meciurile. Nu știu cum ai zis. Nu trebuie să, nu trebuie să câștigați toate meciurile. Exact, trebuie să scoatem pe Botoșani în meci direct și să mai câștigi încă un meci în locul lui Botoșani. M-ai înțeles? Da, aveți o... Doar pentru că astăzi Botoșanul e pe locul 6 sau aveți ceva cu... Nu, pentru că e pe locul 6, trebuie să luăm loc. Noi ne interesează play-off acum. Primul obiectiv este prinderea play-off-ului. Că da. După aia, că o fi 4, că o fi 5 puncte, diferență de CFR, nu-i problemă. Mai șansă să-i faci de două ori meci direct în play-off dacă ai valoare și gata, ești campion. Domnule Becali, ați fost la echipă, îmi spuneați ceva mai devreme. Care a fost, l-am văzut pe Pintilin aseară cu un discurs de adevărat bărbat, adică acceptând situația în care se află echipa. Da, domnule, da, și am spus și lui, da, așa am vorbit, da, așa este. Și așa, și am și spus, și spune-mă, mai spune-mă o dată, că și declarația care ai dat-o tu este relevantă. Domnule, joacă fiecare pentru el. Bă, ați uitat să pasați? Păi da, am luat rezultatele în stat și noi cu Iași am alergat mai mult ca ei, pentru că tot alergă cu GPS-ul. Păi din moment dacă noi am alergat mai mult ca Iași și ca Botoșanu, deci noi am alergat tot timpul mai mult. Păi dacă tu, Steaua, alegi mai mult ca adversarul și adversarul te bate, înseamnă ori o faci fără cap, ori n-ai valoare. Valoarea o avem. Înseamnă că am făcut-o fără cap. Ce am făcut? Noi am alergat, iar el a plimbat tingea. Și am spus, bă, nu mă pricep, că nu știu tehnic, tactic, nu mă pricep la antrenamente, la fotbal, nu știu astea. Bă, da, ce trebuie să facă un antrenor ca să facă posesie? Că am rămas în cap, tu știi de cine câte am zis, posesie. Bă, faceți, bă, posesie. Cum să alegi mai mult ca Iașul și Iașul să te bată? Păi, ai mai puțin mingea decât Iașul și alergi după minge, că de fapt de acolo pleacă. Păi de ce să alergi tu după minge când tu ai mai multă calitate? Cum? Vă reproșați ceva pentru parcursul din acest început de sezon, domnule Becali? Doar 4 puncte în 7 meciuri? Dacă îmi reproșez eu? Da. Totul numai eu. Păi acum... Nu știu... Păi eu sunt stăpân care fructă răspundere când fie anumite roade, stăpânul este vinovat. Nu a pus pe slujitor cum să stropească, când să-i dea apă, când să-i dea piatră vânătă la vie și când să... câte îngrășămini să-i bage la vie. Adică colaboratorii... Cu colaboratorii ce să facă? Dacă stăpânul nu a știut să facă bine treaba, ce să facă colaboratorii?